Salutare! Sunt eu, Ninja, de la inspectorauto.ro. Astăzi sunt alături de un client să facem o nouă verificare pentru o mașină care m-a impresionat în ultima vreme și pe care chiar vreau să vă prezint, pentru că sunt sigur, așa cum avem mulți clienți care ne cer așa ceva, că sunteți mulți interesați de o astfel de mașină. Mașinuța este aceea din spatele meu, da, un Peugeot 308 din 2015 și sunt la Rădăcini Autorulate, un parc din Chitila, chiar la intrare, un parc unde găsiți mașini din leasing operațional, oameni transparenți și așa mai departe. Dar să trecem la oile noastre. Și cum spuneam, aceasta este mașina, un Peugeot 308 1.6 HDI de 92 de cai din 2015, ex-leasing operațional din România. Este o mașină cu, bineînțeles, un singur proprietar, compania de leasing. Din ce am văzut pe cartea de service, mașina a fost exploatată undeva în Iași. Toate reviziile au fost făcute la o reprezentanță Peugeot din Iași. Are 100.000 de kilometri în bord, verificabil, bineînțeles, în rețeaua Peugeot și pe cartea de service. Ținând cont de ceea ce am spus mai devreme, mașina în momentul de față are prețul de 6.950 de euro. Negociabil, bineînțeles, că orice este negociabil în ziua de astăzi. Și după cum prea bine știți, vă spun de fiecare dată că la începutul fiecarei verificări, primul lucru pe care îl facem este să dăm o roată mașinii și să vedem dacă aceasta prezintă ceva lufturi, dacă distanțele dintre elementele de caroserie sunt la fel și nu prezintă acele lufturi sau distanțe suspecte diferite pe o parte față de cealaltă, care să ne indice că mașina a fost implicată în vreun incident sau accident. Și pentru că bate vântul, este frig și mi-este că iarăși nu ne auzim cu tocul la valiera lui Pește, am să vă spun din start, ca să nu lungim, că mașina asta are linia caroseriei exact așa cum trebuie. N-are niciun luft, totul se așează perfect la linie și la prima vedere, pentru că deși este destul de prăfuită, este foarte greu să vedem zgârieturi superficiale sau textură la vopsea, impurități, coși de portocală și așa mai departe. Mașina arată bine, adică din orice unghi am privi-o, haideți să încercăm de aici, nu se percep diferențe de nuanță, nici măcar pe bările de protecție, care se așează, așa cum spuneam, foarte bine la linie. Ceea ce e bine la prima impresie, nu? Și dacă ne apropiem, ce putem vedea este că mașina mai are mici cicatrici, cum ar fi cea de pe bara spate, care nu va ieși la poliș din nefericire. Mai are o zgârietură pe ușa șoferului și o mică înfundătură. Pe bara față, tot așa, un mic frecuș, dar din fericire ăsta iese la poliș. Astea de aici nu mai au cum să iasă la poliș. Mai avem o ciupitură mică de la o lovitură de ușă pe portiera pasagerului. Și aici o altă mică zgârietură care va ieși cu siguranță la poliș. Și asta, mă rog, dacă este să fim, așa cum spun de fiecare dată, chitibușar, pentru că lucrurile astea, cu excepția, să spunem, a zgârieturilor de pe bara față, care se văd destul de rău, mai ales în contrast cu culoarea asta închisă a mașinii, și cea de pe spate, măi, sunt normale pentru o mașină de vârstă asta și mai ales o mașină de România. Dar partea bună, ținând cont exact de ce am spus că este o mașină de România, de firmă, de leasing, și știți cum e, mașina de firmă e cea mai bună, măi, mașina asta n-a fost pocnită niciodată. Eu am verificat-o cu testerul de vopsea și toată vopseaua este originală. Nu este nimic revopsit, nici măcar bările de protecție, ceea ce este admirabil ținând cont de vechimea mașinii de rulaj și de țara în care a rulat până acum. Un alt aspect foarte bun este că toate geamurile sunt și ele originale, inclusiv parbrizul, și acesta nu are nici măcar ciobituri, mătuiri, zgârieturi și așa mai departe. Deci, cel care a avut mașina asta pe mână a avut grijă de ea. Și este o mașină care cred că a fost condusă și cum trebuie, pentru că motorul se aude foarte bine, dar la asta vom ajunge imediat. Și că tot suntem la partea exterioară, haideți să discutăm puțin și de roți. Jantele, bineînțeles, sunt de tablă, capace, niște capace care nu sunt originale și nu arată deloc prea extraordinar, mai ales cu prezoanele astea false, dar trecând peste. Anvelopele Michelin Alpin 5, fabricate în 2016, sunt încă destul de moi,
mai au ceva profil pe ele, iar discurile de frână, deși ruginite, sunt cu o uzură destul de mică și plăcuțele sunt aproape noi, însă nu putem spune același lucru și despre frânele de pe față, anvelopele însă sunt exact la fel, dar discurile, măi fraților, eu n-am mai văzut de mult o mașină cu o uzură atât de pronunțată la discuri. Categoric sunt discurile originale, plăcuțele mai au carne pe ele, dar discurile au o buză foarte mare, cred că de vreo 3 mm spre 4, ceva de genul ăsta. Adică acestea vor trebui schimbate urgent. Cât despre burtica mașinii, măi, sunt numai lucruri de bine de spus. Nu avem amortizoare curse, nu avem urme de avarii la armătura bării spate și nici pe partea din față, la planetare și așa mai departe, nu avem nicio scurgere. Ceea ce, din nou, nu poate fi decât de bine. Iar pentru cei ce puteți fi interesați de o astfel de mașină, haideți să vă arăt și portbagajul. Ar trebui să mai și descui înainte. Să vedeți cam ce spațiu are. Da, este destul de înalt, pentru că jos regăsim o roată de rezervă de dimensiuni normale. Roată care și-a cam luat o palmă serioasă, are și o mică gâlmă pe zona aia. Și janta trebuie îndreptată și umflată, pentru că este moale dacă o apeși. Adică puteți observa. În schimb, avem trusă medicală, extintor, triunghiuri și toate cele. Lipsește doar vesta reflectorizantă și știu asta pentru că clientul meu care este de față m-a rugat să verific absolut toate chestiile astea și am observat că aceea lipsește. Însă partea bună, că tot vă spuneam, masticurile sunt cele originale. La haion nu s-a intervenit și la niciun șurub de pe mașina aceasta, de fapt, nu s-a intervenit. Ceea ce e iarăși foarte ok. Hai departe! Și haideți să vedem ce se ascunde și sub capota acestei mașini. Vestitul 1.6 HDI de la grupul Peugeot Citroën. Este cel de generația a doua Euro 5, cu 92 de cai putere și fără AdBlue. Până să discutăm despre motor, faruri originale, tragăr original, bară originală, aripi neintervenite și capotă neintervenită. Deci, din punctul ăsta de vedere, bland. Revenind la motor, hai să eliminăm treaba asta. Fluide, deci antigel la nivel, lichid de frână la nivel. Baterie nou-nouță, schimbată în luna martie, avem aici și factură și tot. Și un compartiment motor cât se poate de curat. Scurgeri. O mică scurgere pe la traseul de admisie, implicit pe partea de admisie de la turbo. Turbina asta este cu geometrie fixă, deci nu este o turbină cu geometrie variabilă. Turbina se aude bine, lucrează bine, totul este în parametri, inclusiv pe tester. Astfel de supurări sau transpirații de ulei sunt specifice motoarelor diesel din această generație. Tot traseul de admisie intercoolerul este plin de vapor de ulei, iar când colierele se slăbesc, este normal ca uleiul ăla să-și găsească loc pe unde să iasă și să apară astfel de transpirații de ulei. Dar nu este nimic de speriat ori de luat în seamă. Ce am observat aici este că la ultima revizie, probabil, oamenii ăștia au rupt una dintre prinderile filtrului, carcasei filtrului de aer, și atunci când motorul merge la ralanti, chestia asta vibrează și produce un zgomot destul de urât, dar e o chestie care se poate remedia fără probleme. Iar în materie de curat de accesorii, aceea este crăpată și ar trebui înlocuită. Și da, distribuția este pe curea și la motorul acesta i-am recomandat și clientului, după ce va cumpăra mașina, trebuie neapărat înlocuită cureaua de distribuție, pompa de apă și cureaua de accesorii. Și verificate toate rolele și fuliile, dacă vreuna are semne de uzură, înlocuită și aceea sau acelea. Dar cam atât! Motorul se aude bine, cum am spus, în afară de scurgerea de aici nu are altceva, așa că totul este ok. Și că tot am ajuns la partea de motor de 1.6 HDI generația 2 de la PSA, ce probleme mai are motorul ăsta? Păi, șaibedele la injectoare, acolo trebuie urmărit de-a lungul timpului, turbosuflanta iarăși mai făcea ceva probleme, traseul de tur și retur de la ulei mai are prostul obicei să se înfunde cu tot felul de impurități, mai ales dacă uleiul se schimbă la intervale de alea de 30.000 de km
și atunci de multe ori turbina are de suferit pentru că nu mai are parte de răcire așa cum se cuvine. Filtrul de particule, chiar dacă este cel de Euro 5 și fără AdBlue, nu este cel mai eficient. Sunt cunoscute că durata medie de viață este undeva pe la 200.000 de kilometri în regim de exploatare combinat, urban plus exterior. Da, cele care văd numai autostradă și merg durat au reușit performanța să ajungă la mai multe sute de mii de kilometri, dar pentru cele rulate urban și în special pe astea de prin România, venite și de pe afară, ce le-am mai văzut, media este undeva la 200 până în 250 de mii de kilometri. Dar asta este. Asta este buba la PSA. PSA-ul consideră inclusiv turbina ca fiind un consumabil și filtrul de particule implicit. Deci chestia asta nu ne surprinde. De ce e bine că este Euro 5 și că nu este Euro 6? Păi nu avem AdBlue, nu avem rezervorul cu pompa aceea care este deja cunoscut că se strică, deci am scăpat de o bătaie de cap în plus. Dar, din fericire, da, nu avem mașina Euro 6, avem Euro 5, poate ne va mai afecta la revânzare, pentru că toți românii, bineînțeles, de când cu toate nebunile astea, caută numai mașini Euro 6. Și cu asta concluzionăm compartimentul motor. În mare, totul este ok, se aude cum trebuie și merge cum trebuie. Și haideți să vedem și interiorul acestui Peugeot. O chestie foarte interesantă la Peugeot-urile de generație nouă este volanul ăsta foarte mic și poziția lui. Volanul acum este ridicat la maxim în sus și împins la maxim în spate. Iar eu am 1,84 înălțime și mie volanul ăsta în continuare mi se pare foarte jos. Și asta pentru că au designul ăsta atunci când stai la volan, ceva de genul în poziția aceasta, volanul să nu îți intre în câmpul vizual al instrumentarului de bord. Ceea ce sincer mi se pare o chestie cam tâmpită pe românește. Mi-e greu să-mi găsesc o poziție confortabilă. Ok, te obișnuiești în timp. Sunt curios cum o să fie pentru clientul meu care este un tip și mai masiv și mai înalt decât mine. La prima impresie a zis că el se împacă cu ideea asta. Trecând peste, materiale moi la atingere, construit foarte bine, mă împing acum cu piciorul și nu scârție nimic, deci calul zici că e turnat dintr-o bucată și parcă ar avea fundație, parcă n-ar fi prins cu șuruburi. Fețele de uși la fel, moi la atingere, materiale mai de calitate decât în multe alte mașini, în special Renault sau Ford sau Skoda, bineînțeles. Nu are un nivel de uzură pronunțat, asta arată destul de urât, probabil de la verighete, inele și așa mai departe. Nuca schimbătorului arată destul de bine, doar manșonul este puțin rupt aici, volanul un pic tocit pe aici și un buton lipsă. Însă geamul merge fără probleme, doar că trebuie să-ți bagi unghiile pe aici ca să poți să acționezi. Dar trecând peste asta, un interior destul de curat și fără urme de uzură pronunțate. Și e de așteptat pentru că, așa cum v-am zis, mașina asta are doar 100.000 de kilometri. Iar cât despre tapiserie, și ea arată bine, nu are rupturi, nu avem arsuri de țigară, plafonul este curat. Și la fel și bancheta spate arată și ea cât se poate de bine. Scaunele nu sunt murdare, ok, mașina a fost cosmetizată, bineînțeles, dar nu avem rupturi, tăieturi și alte zgârieturi. Iar acum o chestie personală, nu știu, mie mi se pare că interiorul ăsta de la 308 are un design foarte mișto. Chiar dacă e ciudată treaba aia cu volanul ăla de calculator, dar altfel, nu știu, eu mă simt bine la volanul mașinii ăsteia și are o vizibilitate foarte, foarte bună. Și, dragilor, cam asta ar fi. Totul este funcțional, pe tester totul este ok, totul este în parametri. Am făcut o probă de drum pe aici prin curte și e bine că sunt o grămadă de grop și de chestii, nu bate și nu troncăne absolut nimic. Din păcate pe drum n-am putut să ieșim pentru că mașina nu mai are asigurare. Ce vreau să vă spun este, ce am văzut pe cartea de service, mașina a avut reviziile făcute la timp, a făcut cam 25.000 de kilometri pe an, în medie. Ultima revizie a fost undeva în luna a 6, dacă nu mă înșel, a lui 2019, la 95.000 de kilometri. Iar mașina, cum v-am spus, are 100.000 de kilometri acum. Deci mașina asta de un an jumate nu a mai mers, nu i s-a mai schimbat nimic, de aceea și bateria a murit. Sau altfel spus,
dacă stăm să analizăm toate faptele sau toate aspectele, ne dăm seama că mașina asta, de când a venit nebunia asta cu COVID-ul, mașina asta a stat. Și tocmai de aceea, acum, prin prisma a ceea ce am spus, o să trecem și la partea de concluzii. Și mai exact, ce avem de făcut la mașina aceasta? Păi, trebuie să începem cu revizia la motor, plânge după ulei proaspăt și după filtre noi. Trebuie să schimbăm kitul de distribuție, pompa de apă și cureaua de accesorii, pentru că cureaua de accesorii, cum v-am spus, prezintă crăpături și cel mai probabil și cea de distribuție arată exact la fel. Trebuie să schimbăm uleiul la cutia de viteze, trebuie să schimbăm lichidul de frână și dacă tot umblăm la lichid de frână, trebuie să schimbăm neapărat discurile alea uzate și plăcuțele de pe față. Trebuie să facem o revizie la sistemul de aer condiționat. El face rece, dar țeava de freon nu este bocnă atunci când pui mâna pe ea, țeava de tur. Și oricum trebuie verificate toate fluidele din sistemul de aer condiționat, adică freon, lichid UV și ulei de la compresor. Foarte important, asta ultima. O înlocuire de antigel. Măi, și cam asta ar fi. Adică, dacă le punem pe astea toate la punct și o să fie totuși niște bănuți de băgat, probabil undeva în jurul la 600 de euro și ne mai trebuie, bineînțeles, un set de anvelope de vară. Nu este o mașină foarte puternică, deci nu ne trebuie anvelope Michelin. Pot merge foarte bine niște Kumo-uri sau niște Nexen-uri sau Firestone-uri sau așa mai departe, care sunt totuși anvelope foarte bune și accesibile, probabil undeva la 250 de lei, cel mult bucata pe dimensiunea aceasta. Știu sigur că la aia am luat niște Kumo-uri și au fost 310 lei bucata cu tot 2020. Deci la asta, care sunt mai mici, cu siguranță vor fi mai ieftine. Deci în total, probabil avem de băgat undeva pe la vreo 800 de euro în mașină, ca să o punem la punct așa cum trebuie. Și ținând cont că mașina este acum la 6950, va fi un pic cam multicel. Dar mă întuc acum în birou, alături de client, să discutăm cu cei de la rădăcini și să vedem cât putem să negociem pentru mașina aceasta. Dar până la final, când o să vă spun exact ce și cum, concluziile preliminare sunt că este o mașină corectă, care se conduce foarte bine și care ar trebui luată în calcul de către voi. Motoarele sunt ok, sunt aceleași motoare ca și pe renumitul Focus, după care alergă toată lumea și îl laudă mulți pe internet. Este o mașină ok, este ușor de condus, este prietenoasă și, din fericire, pentru că, la fel ca și Focusurile, sunt foarte multe, pentru că au fost multe companii au optat pentru ele când a fost vorba de flotele de companie și sunt multe la vânzare și puteți găsi una bună, fără accident, cu kilometri puțin, la prețuri atrăgătoare. Și chiar și mai noi decât asta. Și știu ce spun pentru că le-am tot văzut în ultima vreme. Bun, mă duc să discut de preț și revin. Și am revenit după negocieri. Din păcate, ultimul preț obținut a fost 6.800 de euro, deoarece, după explicațiile dealerului, marja de profit era oricum foarte mică la mașina aceea datorită prețului redus. Așa că asta este realitatea, doar 150 de euro am reușit să mai stoarcem. E bine și așa decât nimic, mașina se va cumpăra, știu că se completau actele în momentul în care eu am plecat de acolo. În concluzie, cum este acel 308? Da, nu este cea mai dotată mașină, da, nu are o culoare foarte wow sau ceva de genul ăsta, da, este o mașină care miroase a flotă de la o poștă, dar are kilometri puțini, nu are revopsiri, nu a fost lovită niciodată, nu are probleme mecanice, tot ce trebuie să facem este doar mentenanță preventivă și în plus să-i schimbăm discurile și plăcuțele față și să-i luăm un set de anvelope de vară, adică ceva perfect normal. Și odată făcute astea, mult și bine nu ne mai atingem de multe dintre intervențiile efectuate acum sau care vor trebui efectuate acum, așa că în concluzie mi se pare o combinație ok, dar nu contează ce spun eu, hai să vedem ce spuneți voi. Vă aștept în comentarii cu părerile voastre despre mașina aceasta, dacă merită sau nu banii aceștia. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un share, un like și un subscribe. Eu sunt Andrei și până data viitoare vă doresc toate cele bune și vă salut. Pa!